Un medic stomatolog din Botoșani își dedică timpul liber să învețe pe cei mici cum să-și îngrijească dantura. De mai bine de o lună, Emma Roman Pânzar le ține gratuit lecții de sănătate orală elevilor din clasele 1-8 de la o școală din oraș. Mai exact îi învață pe cei mici cum să se spele corect pe dinți, cum să prevină afecțiunile și cum le oferă gratuit și consultații gratuite celor care au nevoie. Stomatologul vrea ca prin această acțiune să atragă atenția populației că prevenția bolilor este mult mai ușoară decât orice fel de tratament. Iar Emma Roman Pânzar este un exemplu și este rol zilei astăzi la Antena 3. Emma, bună dimineața și mă bucur foarte mult să ne vedem în sfârșit. Bună dimineața, bine v-am găsit și pe voi toți. Spune-mi, te rog, cum ți-a venit această idee să-ți dedici timpul liber, să înveți pe cei mici ce înseamnă până la urmă igiena orală, o disciplină atât de importantă până la urmă în școli, pentru că știm cu toții că e mult mai ușor să previi decât să tratezi. Lucrând de aproximativ 3 ani cu tot felul de pacienți, toate vârstele, am văzut că majoritatea dintre ei aveau foarte multe probleme stomatologice, chiar timpurii, pierderea dinților fiind mult prea devreme decât vârsta care este adevărată. Apoi, igiena orală nu era atât de bună precum ar trebui să fie. Informațiile erau foarte puține care le aveau pacienții respectivi, așa că m-am gândit, am spus că oare unde și când ar trebui această educație sanitară să se facă, am spus că în școli. În școli, cât mai devreme, copiii de mici să fie învățați cum să se spele pe dinți, de câte ori să se spele pe dinți, cât de importante sunt aceste controle anuale sau chiar la 6 luni, deoarece prevenim foarte multe boli stomatologice și nu numai, chiar și cele generale, deoarece sistemul nostru stomatognat, adică ce avem ca și boală în cavitatea orală, se duce și pe sistemul general, în medicina generală. Și de aici, de la momentul în care tu ți-ai dat seama că trebuie să-i ajuți pe cei mici, a fost complicat să găsești școli care să te susțină, care să-ți pună la dispoziție săl de clasă? Pentru că altfel sunt convinsă că din partea părinților există deschidere, tu le ușurezi până la urmă munca. Din păcate nu am apucat să fac prea multe școli, deoarece vacanța mare a sosit. Am reușit să fac o școală doar cu total 18 clase, destul de mult. Părinții au fost foarte fericiți, mai ales profesorii, nu mai spun, copiii entuziasmați, surprinzători de cuminți au fost chiar, nu mă așteptam, și foarte ascultători, au foarte curioși ce se întâmplă. Iar în momentul în care voi sunteți la clasă, tu le explici modul în care ei trebuie să se spele corect pe dinți, pentru că asta este cel mai important. Dar sunt și cazuri când le pui diagnostic și le transmiți practic părinților ce trebuie să facă mai departe pentru tratament? Eu asta am făcut în primul rând. Deci, după ce am făcut o discuție liberă în clasă, i-am arătat tehnicile de periaj corecte, alte modalități de igienă, apoi au urmat curiozitățile copiilor, întrebări peste întrebări. La final, ceea ce a durat mai mult a fost controlul, deci consultul fiecărui copil în parte, cu instrumente sterile pentru fiecare, cu mănuși, cu bavete, tot ce include medicina dentară. Am pus diagnosticul și am trimis acasă la părinți fișele de diagnostic, ca să știe ce are fiecare copil în parte. Cred că asta este foarte important, pentru că, din păcate, sunt cazuri în care românii nu merg la dentist pentru că devine un lux dacă noi învățăm de mici să prevină bolile. Cu siguranță nu vor ajunge vreodată într-o astfel de situație. Te întreb direct, după ce va trece vacanța de vară, sper că acest proiect să ia amploare, poate și alți colegi să ți se alăture și să fie mult mai multe clase de igienă orală în școlile din Botoșani? Sigur, aș dori foarte mult acest lucru. La început n-am crezut că o să ia amploare atât de mult proiectul meu. A fost un proiect mai mult, mai intim. Am vrut pentru copilași să fac bine și pentru mine o experiență nouă. Dar mi-am dat seama că e foarte importantă această prevenție, să învățăm de mici, pentru că de când sunt micuți, ei atunci îmagazinează toate informațiile noi. Așa că când vor crește, sunt sigură că o să fie învățați să se spele mai bine pe dinți, să aibă grijă, să vină la controle, pentru că, cum spuneați dumneavoastră, este un lux, este uneori foarte scump să-ți tratezi toate bolile dentare, dar este mult mai ușor să le previi și sper să fie ca un sistem de alarmă acest lucru care l-am făcut eu.
alții să se alătureze mie, sigur. Felicitări, Emma, mulțumesc tare mult. Eu sunt ferm convinsă că vor fi mult mai mulți cei care vor face gesturi la fel de minunate cum este al tău.